Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Ne putem întreba fiecare dintre noi cum îl putem sluji pe Dumnezeu. Suntem toți instalați în profesii diferite. Există multe căi spre Dumnezeu, unele mai sinuoase, altele mai drepte, unele mai abrupte, altele mai line. Fiecare dintre noi are însă datoria unui anumit tip de apostolat, adică suntem chemați să transmitem în calitatea noastră de creștini un mesaj care să includă valorile cele mai importante ale creștinismului pe care, în mod firesc, trebuie să ni-l asumăm, trebuie să-l interiorizăm, să-l trăim, cum se spune, întrucât a fi creștin trebuie să fie un mod de viață. În lumea artistică, acest lucru nu e întotdeauna subînțeles și, de obicei, fragilitatea acestei zone în care evoluează un artist, a artelor în general, a teatrului în mod special sau a filmului, sunt așadar zone în care, atunci când întâlnești oameni profund credincioși și profund implicați într-o misiune creștină, te surprinde lucrul acesta în mod evident foarte plăcut și te întrebi dacă, iată, este posibil aici, într-un astfel de context mai dificil, cum să nu fie mai accesibil în contextul în care ne aflăm noi, cei care nu facem parte din lumea artistică. Alături de mine, probabil ați intuit, este o persoană din lumea artelor, din lumea artei teatrului. Am lângă mine o actriță care în ultimii ani s-a implicat profund în zona teatrului creștin. A înțeles că misiunea domniei sale este aceea de a transmite spectatorilor lucruri foarte vii, directe, concrete, transplantate din lumea Evangheliei sau a textelor creștine în lumea scenei. Și a reușit într-un mod foarte frumos. Este vorba despre doamna Ana Calciu, căreia îi spun bun venit în emisiune. Bine vă găsesc. Mă bucur că sunteți aici, doamna Calciu. Și așa cum încercam să transmit chiar de la început, consider că sunteți o persoană care și-a asumat într-un mod foarte frumos, dincolo de cariera artistică pe care ați fi putut-o urma în zona teatrului, ca să spun așa, clasic, obișnuit, laic și laicizant de multe ori, o misiune în care ați inclus mesajul creștin și v-ați dedicat, practic, acestui tip de teatru pe care îl putem numi chiar creștin, dat fiindcă textele care stau la baza pieselor în care evoluați este unul în mod explicit creștin. Înainte să vorbim despre aceste frumoase realizări ale dumneavoastră și care i-au bucurat pe mulți oameni din biserică, aș vrea însă să ne oprim asupra acestui teritoriu al responsabilității pe care îl avem fiecare. Și vreau să vă întreb dacă ați înțeles, într-adevăr, atunci când ați optat pentru această misiune, dacă ați înțeles că aveți o datorie în calitate de creștin și de actor, probabil că v-ați întrebat ce datorie am eu în mod profund, adânc, spiritual și vă întreb în mod direct dacă puteți afirma că teatrul și mai ales cariera de actor poate fi un apostolat. V-ați gândit la lucrul acesta? Da. Acest gând chiar m-a determinat să fac această opțiune, de fapt pentru că este o opțiune în a intra mai mult în această zonă a teatrului creștin, de fapt aș și pune bazele într-un fel, pentru că nu se cunoștea această noțiune înainte să câțiva ani. Cred că actorul în general, să știți că este apostol, asta este părerea mea, nu numai a teatrului creștin, despre care vorbim și o să dezvoltăm puțin ideea, dar cred că aș vrea să vorbesc puțin mai de dinainte, cum ar veni al teatrului, al actorului în general. Pentru că eu am ales această opțiune a teatrului creștin mult mai târziu. Și atunci, în primul rând, am fost actor. Sau, înainte de a fi actor, am fost un aspirant și un om care m-am pregătit să devin actor. Cred că mi se pare esențial în ideea de apostolat dorința fiecărui om care face teatru de a deveni, în primul rând. Mi-aduc aminte când eram copil, cred că după la 10 ani, cred că nu știam ce înseamnă noțiunea de teatru, dar văzând teatru sau film, mi-am dat seama că vreau să devin și eu actor.
această dorință de a fi, a deveni ceva, sigur că mi-a fost determinată. Mi-a fost determinată de ce vedeam, de imaginile pe care le vedeam, de actorii pe care le vedeam sau și mai mult de atât de poveștile pe care le vedeam transpuse. Neînțelegând poate ce înseamnă să fii actor, mi-am dorit să fiu asta. Deci prima proiecție a fost a unui copil de 10 ani care a zis vreau să fiu actor. Ca după aceea, în ani, în timp, să descoper ce înseamnă să devii actor, că înseamnă este o artă complexă și necesită o pregătire pe multe planuri, pe mai multe paliere, în care eu chiar cred, chiar am crezut și cred în continuare că un actor nu este un executant de a aduce în fața spectatorului doar niște trăiri, să execute niște indicații. Mie, și este părerea mea aceasta, eu cred că un actor trebuie să fie o persoană cultă. Deci să fie cultivat, educat, moral și să, bineînțeles, să stăpânească toate mijloacele artistice. Pentru că statutul de actor și profesiunea presupun că are sau include și un segment de creativitate. Absolut, în acest sens spuneți că un actor trebuie să fie un om cult. Da. Nu cred că poți să creezi, să construiești dacă să construiești nu ai un rol, un personaj. Nu te poți apropia de un personaj dacă nu cunoști, în primul rând, contextul. Nu cunoști ce l-a determinat pe personajul respectiv sau să cunoști perioada istorică, să cunoști partea de literatură care a consacrat personajul respectiv. Cred că mecanismele interioare și mentale se dezvoltă și ai mai multe posibilități de a arăta caracteristicile unui personaj dacă ai și cultura. Da, deci, pentru că teatrul, în principiu, își extrage substanța dintr-o realitate evident complexă exact. A vieții. Complexă a vieții și interioară și exterioară. Iată. Și aceste două aspecte, interior și exterior, ele trebuie să se unească undeva. Pentru că numai așa reușești cu adevărat să transpui pe scenă toate datele necesare. Și atunci este teatrul și un instrument de traducere a realității pentru cei care vin să asiste la o piesă de teatru? Este, dar după părerea mea transfigurată. Pentru că foarte important. Este foarte important pentru că nu se ia realitatea și se pune pe scenă și nici nu trebuie să fie așa. Și fac o paranteză, pentru că în ultimul timp se procedează oarecum să se aducă un fel de realitate, care oricum n-ai cum să o aduci identică, tot e transfigurată. Și aici cred că este importanța. Ce anume transfigurezi? Adică cu ce iei din realitate care să se transpună în așa fel încât să ajungă la om? Și cum ajunge la om? Transfigurarea nu înseamnă deformarea realității, înseamnă mai degrabă o adâncire a ei și scoaterea la lumină a unor sensuri profunde. Exact. Asta pentru că teatru are mai multe valențe. În primul rând că este educativ, are un aspect cognitiv și unul estetic. Aceste aspecte, dacă ele trebuie unite, și numai în felul acesta această transfigurare despre care vorbeam ne aduce profunzime și în același timp devine educativ pentru cel care privește. Mă bucur că spuneți asta, pentru că știți că teatrul e urmărit în general de o acuzație legată de faptul că e divertisment pur, că lumea merge la teatru ca să se relaxeze, să se distreze și așa mai departe. Mi se pare o acuzație nedreaptă, tocmai din perspectiva ceea ce spuneți. Chiar este. Eu nu cred în această idee. Sigur că există și spectacole de acest gen. Sigur că există și oameni care caută divertismentul. Există. Dar, dincolo de acest aspect, eu cred că teatrul este mult mai profund. Și rolul teatrului în societate este mult mai important. Este clar. Pentru asta însă ne trebuie ceea ce ați și numit dumneavoastră măcar o cultură minimală în această zonă a teatrului, ignorată, din păcate, de mulți oameni de cultură. Da. V-am spus mai devreme, este părerea mea. Da. Nu cred într-un actor needucat. Așa cum nu trebuie să credem într-un scriitor needucat, într-un preot needucat. În orice profesie, educația aduce un plus și acel plus al culturii
face să fim mai eficienți, exact, în orice domeniu am fi. Și în a reuși să transmitem mai bine celui din fața noastră, care în cazul acesta este spectatorul. Sigur. Pentru că vreau să mai scot în evidență un aspect. Spectacolul de teatru nu este o reprezentație doar actorilor pe scenă sau a redarea unui text. Este mult mai profund. De ce? Pentru că avem în sală și spectatorii. Spectacolul de teatru înseamnă o atmosferă creată din participarea ambelor părți. Sunt două sfere care se întrepătrund. Absolut. Dacă aceste sfere nu se unesc undeva și nu interacționează, scopul teatrului se pierde. Pentru că, într-un fel, este repetiția actorului și unui spectacol, perioada de repetiții și nu este spectacolul. În momentul în care a venit spectatorul în scenă, în sală, s-a transformat tot. Adică spectacolul, abia atunci există un spectacol. Se modifică starea, inclusiv actorului, și atunci eu, în funcție de spectator, am o anumită stare, o anumită încărcătură, pe care nu o am în totalitate la repetiție. Cine spune că e foarte bun la repetiție sau că e diferit este. Dar cred că trebuie să ai tu ca actor și capacitatea de a fi foarte bun în fața spectatorilor. Pentru că abia atunci există spectacolul de teatru. Abia când există cele două părți, am actorul înțeles. Și spectatorul. Teatrul autentic presupune prezența spectatorului. De aceea este foarte puternic și hrănitor, pentru că există acest transfer de energie. Se joacă într-un fel, vă spun din experiența mea, în fața a 10 spectatori și puțin modificat în fața la 1000 de spectatori. Această, da, pentru că cred că aceste energii ale tuturor celor care participă la acest proces al spectacolului modifică. Și modifică și îmbogățește. Asta este. Iată, aceasta e viziunea autentică despre teatru, actor și întâlnirea lui cu spectatorul. E o lume în sine la care noi, cei obișnuiți, în general, nu reflectăm îndeajuns. Adică mergem, ne instalăm pe un fotoliu într-o sală și urmărim, dar cei care, într-adevăr, au participat, au frecventat, ca să spun așa, spectacole importante, își pot aminti clar o anumită stare care se instalează în acea sală și chiar în sufletul tău. În sensul acesta, teatrul mi se pare un bun vehicul de a transmite un mesaj cu rol chiar purificator. Da. Să nu uităm că teatrul antic avea această dimensiune de catarsis, adică de purificare a celui care participa la el. În mod ideal, și teatrul de azi ar trebui să păstreze această dimensiune purificatoare. Da, pentru că altfel se pierde exact sensul și rostul teatrului. Pentru că el a fost așa, este și va trebui să fie în continuare cu acest rol. Pentru că dacă... Și probabil că există de câțiva ani sau a existat un moment în care teatru, într-adevăr, cred că și-a pierdut puțin direcția prin textele propuse, prin modalitatea în care se face teatru. De aceea oamenii au devenit puțin... să zicem, critici la adresa teatrului, spunând că nu-și mai atinge obiectivele și că nu mai are rost sau că a devenit doar, cum a spus dumneavoastră mai devreme, distractiv. Din păcate, se întâmplă asta. Se întâmplă asta. Pentru că, de exemplu, noi cei din București, traversând orașul, nu mai vedem, de exemplu, afișe cu piese clasice care reprezintă teatrul clasic, autentic. Da. Vedem tot felul de titluri pe care nu știm de unde să le luăm. Sigur, probabil că sunt binevenite unele dintre ele, dar s-a renunțat în general, aș zice eu, la punerea în scenă unor piese ale teatrului mare, clasic. Da. Tocmai asta, cred că acest lucru m-a determinat pe mine să caut altceva. Exact această situație, sper eu să nu rămân așa și să se modifice în timp, dar asta m-a determinat să merg spre altceva. Superficializarea sferei actuale. Da. După cum ați văzut, eu așa am văzut, eu văd teatru ca un lucru foarte profund, care așa trebuie să se adreseze omului și să vină să facă ceva în momentul, să transmită ceva care să-l modifice pe cel din fața mea, care este spectatorul. Dacă nu ajung la tine, spectator, cu nimic din ce fac pe scenă,
eu nu înțeleg rostul. Eu de asta, ca actriță, în momentul în care am simțit că fac niște roluri care nu înțelegeam de ce le fac, cum le fac și de ce trebuie în felul acela și nu înțelegeam ce mai joc, nu plăcea ce joc, atunci am luat această hotărâre să vin cu niște proiecte care să vorbească, așa cum simt eu că este teatru, în mod profund despre teatru, despre lume. Și această viziune despre lume să fie profundă, așa cum am simțit-o din copilărie. Ce se întâmplă? Vedeți, acum, într-adevăr, așa este, sunt multe situații de superficialitate și de violență, de agresivitate gratuită, de sexualitate gratuită și așa. Și eu mi-am adus aminte că în copilărie, așa cum am zis mai devreme, eu mi-am dorit să fiu actriță nu pentru că vedeam niște spectacole de acest gen, de superficiale sau mai știu, sau violente sau agresive. Eu niciodată n-aș fi făcut teatru. Dacă eu nu vedeam în copilărie și ascultam la radio spectacole de teatru care vorbeau despre caractere, despre persoane model, despre texte din care eu înțelegeam cum să trăiesc. Despre situații profunde. Despre situații profunde și despre ceva care pe mine mă învăța cum trebuie eu de un fel de a trăi. Și din care noi ne extragem, eu spun de la mine, eu îmi extrageam ce anume m-ar interesa de aici, uite ce am simțit aici. Și asta m-a determinat să zic, uite, aș vrea și eu să vin în fața oamenilor să le transmit asemenea stări, să încerc să le transmit ce simt eu cu mijloace artistice, să devin cumva dăruitoare. Știți? Asta m-a determinat. Nu să fac asta. Dacă eu aș fi văzut spectacole din acest moment, eu nu m-aș fi făcut niciodată actriță. E foarte important ce spuneți, da. Și asta indică faptul că autenticitatea oricărui lucru e singura care te modifică. Da. De vreme ce într-un copil care ați fost, a lucrat acest lucru frumos, înseamnă că, sigur, s-a întâlnit și cu vocația dumneavoastră, sigur. Dar puterea majoră de transformare o are autenticitatea în orice lucru le întâlnim și în tot ceea ce facem. Apropo de autenticitate, asta m-a determinat acum să zic, stai, că eu vedeam așa. Și am adăugat și un plus, dar nu m-am îndepărtat foarte mult, să zicem, de ideea de teatru model, teatru educativ. Pentru că, pornind de la asta, am ajuns după aceea să zic, pentru că schimbările din mine au determinat și această înțelegere creștină a textelor sau viziunii asupra teatrului, asta nu a făcut decât să îmbogățească și mai mult ideea de teatru și să-i dea o conotație nouă, care este cea de teatru creștin, pe care, noțiune pe care colegi de-ai mei nici nu înțeleg ce înseamnă. Chiar nu, mi-au zis. Și probabil că o și disprețuiesc neînțelegându-o. Absolut. Nu înțeleg și sigur că o disprețuiesc unii, alții parcă li se pare interesant, dar nu înțeleg ce înseamnă. Și chiar m-au întrebat sau m-au auzit eu spunând acest lucru. Presupune teatrul creștin doar texte exclusiv încărcate de mesaj explicit religios? Eu cred că nu. Nu, nici eu nu cred. Sunt asta și piese și... ale unor autorii laici care au un mesaj implicit creștin exact. În ele. Exact asta am spus. Adică combin în anumite momente este doar, de exemplu, am avut spectacole cu conținut, doar cu un conținut, cu mesaj. Altele au fost pe texte creștine, e adevărat, dar altele pe modele din istorie. Ce urmăresc de fapt și mi s-a clarificat și mai mult în timp, după anii aceștia în care am lucrat în zona asta, că de fapt mă interesează să aduc modele. Modele de trăire, modele de viețuire pe care le regăsim în diferite domenii. Le regăsim și în istorie, și în literatură, și în biserică. Este esențial. Apropo de modele, să ne amintim totuși că în calendarul creștin există câțiva sfinți care au fost actori. Da. Și mi-ar plăcea să ne amintim, de exemplu, aproape toată lumea știe despre Sfântul Porfirie. Da. El a fost martirizat, cred, în vremea împăratului Iulian Apostatul, în secolul IV, cred, și a fost pus să batjocorească taina Sfântului Botez. Dar intrând în apă, în
băzul tuturor, l-a sfidat pe împăratul Iulian Apostatul, un om foarte crud de altfel și agresiv anticreștin, spunând: se botează robul lui Dumnezeu Porfirie în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Adică atunci el și-a asumat martiriul. Da. Este cumva unul dintre patronii actorilor, da, Sfântul Porfirie. Și Sfântul Filimon, la fel. Sfântul Filimon, de asemenea. Chiar îl sărbătorim pe Sfântul Filimon acum în decembrie, da, pe 14 decembrie. A mai fost un Porfirie, un mim, cred, da, în vremea lui Dioclețian, și care a murit tot ca martir. Da. Iată, deci, inclusiv breasla actorilor are niște patroni creștini spirituali deosebiți. Pentru că lucrurile sunt foarte complexe. Și sunt complexe pentru că viața este complexă. Și atunci noi avem în vedere, pentru că oamenii sunt diferiți, suntem unici și ca atare și comportamentul este unic. De aceea avem actori creștini, deci practicanți, care joacă în teatrul laic, avem actori care fac teatru creștin, folosesc texte creștine, și aceste paliere ale unui actor într-un fel, într-un alt fel. Este foarte important că, în primul rând, ești creștin, evident, după părerea mea. Așa cum erau sfinții, s-au recunoscut creștini la un anumit moment și au devenit martiri. Nu ni se cere neapărat să ne arătăm că suntem, să nu ni se pune față martiriu, dar faptul că suntem practicăm și mergem la biserică, suntem niște oameni trăitori în biserică, în același timp ne facem profesia, cred că există și această modalitate de a fi un om creștin, pentru că nicio profesie în sine, de fapt, nu este rea, decât este cum mă raportez eu la ea. Și sunt actori creștini care au început și ei să facă, și nu mai actori, realizatori al spectacolului, regizori, scenografi din lumea teatrului și în general al artelor, au început să se poziționeze mai bine față de ideea de teatru. În momentul în care mergi la biserică, ai o viață creștină, începi să te poziționezi, să înțelegi că nu mai poți să joci orice. Chiar vreau să vă întreb, apare un inevitabil filtru care te împiedică să mai intri în orice rol, pentru că sunt în piesele de teatru și roluri cinice sau roluri în care ești constrâns să, cum să spun, să debitezi verbal o blasfemie și așa mai departe. Da. Cred că un actor creștin știe până unde poate merge sau în ce nu se poate implica. Da. Asta cred eu că este marea reușită sau marea putere a unui actor de a reuși să spună, nu spun asta. Ați fost în această situație de a refuza roluri? Nu, din n-am acest fost motiv? Pentru că am retras într-un fel înainte. Da. Deci înainte să mi se spună lucrurile acestea, doar pe ideea de calitate. Da. A fost mulți ar putea întreba, este mai dificil pentru un actor să se implice în devenirea lui creștină? Pentru că știm toți, lumea teatrului e o lume care, bineînțeles, e fisurată de multe lucruri din punct de vedere moral uneori, în sensul că ești pus în fața unor situații pe care nu e cazul să le descriem, dar e mai complicat pentru un actor decât pentru un om obișnuit să... Nu, am să vă spun ceva care o să vă surprindă. Cred că actorul, și chiar mi-a spus un preot lucrul acesta cu mulți ani în urmă, un actor este cel mai pregătit să facă pasul spre credință. Interesant. Cum a argumentat? Sau cum argumentați dumneavoastră? Și părintele a argumentat și am simțit eu, în procesul acesta al creației, imaginația și construcția și te aduce foarte aproape de inefabil, știți? De a atinge niște stări de grație. Aceste stări de grație pe care tu reușești să le prinzi într-un personaj și să le transmiți, se sensibilizează prin acest exercițiu de personaje succesive, se sensibilizează foarte mult sufletul actorului și mintea lui, se subțiază, în așa fel încât foarte ușor reușește să prindă frumosul care vine din trăirea creștină. Frumosul, după părerea mea, și binele, e cuprins în actor și în artist. Artistul, după părerea mea, nu poate să creeze cu adevărat artă care să rămână
dacă nu are ceva frumos în el. Artă cu spirit, da. Pentru că a fost exact. O discuție și se mai apelează uneori la această, cum să spun, contradicție. Artă cu spirit, artă fără spirit. Întrebarea era, există artă fără spirit? Răspunsul pe care l-am primit a fost că o artă autentică nu poate să facă abstracție de spirit, adică da, de zona asta, transcendentă. Asta consider și eu. Nu poate, pentru că presupune imaginație și presupune și acel dar. Că spuneați, apropo de alegere, de opțiunea unui copil, să zicem, există acolo, se întâlnește dorința ta cu un dar pe care ți l-a dat Dumnezeu. Acest dar, care este talentul, care este talent în orice fel de artă și în orice, este un dar pe care ți l-a dat Dumnezeu și tu trebuie să-l multiplici, să-l înmulțești. Acel talent, nu, după părerea mea, nu poate să existe dacă el nu este îmbogățit de frumos. Nu cred. Pentru că și de aceea această trecere de la creație la spiritualitate este foarte fină și actorul este foarte pregătit. De aceea sunt foarte mulți actori credincioși. Sunt foarte mulți actori credincioși. E o explicație foarte binevenită, pentru că mulți poate n-au reflectat la asta și, într-adevăr, dacă am înțeles corect, sufletul unui actor e un suflet care se rafinează la nivelul sensibilității sale, trecând prin mai multe roluri, exact. Trăind, practic, mai intens, arzând mai mult. De aceea este și foarte, foarte mare atenția pe care trebuie să o acorde actorul, dar realizatorul de teatru, în general, în a ce propune pe scenă, adică ce texte, cu ce texte vine, cu ce personaje vine. E important. Această finețe, să zicem, despre care nu vorbim noi aici, cred că ea m-a determinat să încep să aleg texte. Adică să propun, exact, în a veni în ajutorul actorului, al artistului, dar și al spectatorului, cel care primește, importanța textului și importanța mesajului pe care vrei să-l transmiți. Vorbiți deja despre responsabilitatea actorului. Exact, pentru că tocmai că există această posibilitate de accedere rapidă la spiritualitate, ca un pas, este și necesar să vin, dacă tot am înțeles, cum s-ar spune, să vin să propun ceva care să-i aducă ceva omului. Pentru că teatrul nu trebuie să pierdem din vedere că trebuie să fie educativ. Și dacă este educativ, vină cu ceva care să însemne educație, să-ți aduci plusul tău la ideea de educație. Dacă ne gândim cum sună azi cuvântul educativ în urechile unora, ne întristăm pe loc. Da. Dar nu trebuie renunțat niciodată la acest deziderat. Teatrul, într-adevăr, și nu numai teatrul, orice apare în scena publică, absolut, trebuie să aibă dimensiunea aceasta profund pedagogică. Nu explicită, nu. Implicită. Și nu doctrinară. Nu despre asta vorbim. Vorbesc despre nivelul în care eu, artistul, am ceva de spus. La asta mă refer. Vreau să spun ceva. Vreau să îți aduc ție, spectatorului, un personaj care să te influențeze. Să-ți dea un ceva. Să te zguduie. Să-ți dea un ajutor. Să te întărească. Să te motiveze. Să te conducă în viață ca deziderat, ca țintă. Pentru că dacă noi ne pierdem ținta care, a noastră umană, care se poate manifesta, am o țintă umană, dar poate mi-a fost ajutată și cumva prinsă de-a lungul timpului prin educație. Nu este un cuvânt desuet sau e poate obositor pentru cine nu înțelege noțiunea. Educație înseamnă să-ți fac un bine. Să-ți dăruiesc de la mine și tu să încerci pe măsura posibilității să înțelegi și să primească cine poate și cine dorește. Pentru că nimeni nu este obligat să meargă la un spectacol sau celălalt. Merge unde dorește. Și eu mă adresez cui dorește să vină în această zonă și cine împărtășește. În această zonă, deja îmi sună cunoscut, există o companie teatrală numită Zona, pe care o patronați, ca să spun așa, cu foarte multă onoare. Onoare, folosesc acest cuvânt pentru că tot conținutul
spectacolelor dumneavoastră e unul prin excelență onorabil. Și o să vreau acum să ne oprim la câteva dintre realizările dumneavoastră foarte frumoase din ultimii ani. Unul dintre cele mai cunoscute spectacole, care e aproape pe buzele tuturor celor apropiați cumva de zona bisericii, este Diaconița Olimpiada. Da. E un spectacol care are un personaj principal despre care vă las pe dumneavoastră să vorbiți, pentru că l-ați întrupat pe scenă. Da. Și despre zona, dacă vreți să ne spuneți ceva. Da, cred că înainte de Diaconița Olimpiada să vă spun ceva. Adică ideea acestei companii, exact cum am spus mai devreme, a venit din dorința de a face spectacole, a crea un cadru pentru spectacole cu un anumit conținut. Și am pornit de la ideea de recital, care înseamnă recital în general laic, dar cu conținut și religios, și după aceea de spectacole. Sigur că da, nici nu mi-am imaginat că o să reușesc să aduc atâtea proiecte. Deja când privesc acum în urmă, deja sunt multe proiecte pe care le-am avut și nu m-am gândit atunci. Eu simțeam că nu reușesc să mai fac teatru clasic și atunci nu puteam nici să renunț în totalitate, că mi-am dat seama că nu am voie. Era chemarea dumneavoastră, da, esențială. Că nu am voie, decât am încercat să, chiar vorbind cu preoții, mi s-a spus asta, că n-am voie să hotărăsc eu așa, că renunț și nu mai mă interesează. Și m-am gândit, bă, dar cum să-mi folosesc eu aceste date, dar să mă și reprezint, adică să mă identific oarecum cu aceste idei pe care le transmit, pentru că nu pot să mint, știți? Adică zici, actorul falsifică realitatea, nu e adevărat. Deci actorul, după părerea mea, nici nu poate să fie, este cel mai autentic, pentru că el, dacă întruchipează un personaj, ia caracteristicile, dar nu joacă fals, nu, în sensul, nu creează o falsitate. Dacă joacă fals, e ca Botin. Exact, și atunci exact. E un om ratat. Și atunci el doar ia niște caracteristici și vine cu un alt personaj decât el în scenă. Dar nu devine un farseor, să zicem, pentru că n-ai putea să te uiți la el. Și atunci am, de fapt, primul spectacol cu conținut creștin, înainte de Diaconița Olimpiada, a fost în 2009 un spectacol recital după un poem al surorii mele, Maria Calciu, care este un poem în versuri, după care am creat un scenariu și l-am jucat la teatru La Scena, pe muzică de Arvo Part, cu gen mișcare, era o căutare a unui artist, a lui Dumnezeu, căutarea lui Dumnezeu de către un artist. Asta a fost spectacolul, primul spectacol cu conținut, în care asta îmi propuneam și cred că pentru prima dată am rostit eu și nu știu dacă mai văzusem un spectacol de acest gen în care să-l vorbesc cu Dumnezeu. În cadrul unui spectacol. Cum îl caută un artist pe Dumnezeu? Deci ne trece prin toată copilăria, ne trece prin adolescență, în care nu înțelegea, încearcă să găsească răspunsul la întrebări. Negăsind răspunsul la întrebări, zicea că și cum mai căuta, mă duc la unul, mă duc la altul, învăț, studiez și totuși nu mă simt împlinit. Asta se întâmplă în acel text și peste timp are această întâlnire cu Dumnezeu, descoperă existența lui Dumnezeu foarte clară și își dă seama că ăsta este sensul vieții. Ăsta este primul spectacol. Dar l-am făcut pur și simplu cu o colaborare, deci în zona teatrală, efectiv. După care vine Diaconița Olimpiada, care pentru prima oară l-am integrat efectiv în cadrul bisericii, pentru că am avut binecuvântarea și coordonarea acum în al preasfințitului Varsanufie, dar care, când era episcop vicar, care strânsese în jurul dumnealui foarte mulți actori și realizatori de teatru în ideea aceasta de a aduce cumva ideea teatrului creștin și a o dezvolta. Din discuții purtate, pur și simplu a mai venit acest gând, citisem scrisorile Sfântului Ioan Gură de Aur către Diaconița Olimpiada și i-am zis că eu aș vrea să fac acest text, să-l transpun pe scenă. Ce v-a atras la personajul Olimpiada? Ea m-a atras, da, într-adevăr. Femeia Olimpiada. Femeia Olimpiada.
Și în celălalt caz, la primul spectacol, tot așa m-a interesat caracterul unui personaj puternic care încerca să găsească răspunsurile și găsește. La Diaconisa, și o să vedeți că aproape la toate personajele găsim un fir comun la toate spectacolele. Să explicăm ce înseamnă diaconiță, da. Mai ales în perioada bisericii primare. Da. Instituția aceasta a diaconițelor era foarte bine conturată, erau femei evident profund credincioase, implicate în viața bisericii, care aveau și niște responsabilități în zona bisericii. Da. Asta spulberă total prejudecata unora că femeia nu este la fel de prezentă ca bărbatul în biserică. Chiar este și astăzi, în mod nenumit, ca să zic așa, sunt foarte multe femei implicate în viața bisericii, pentru că diacon, diaconiță, înseamnă cel care slujește. Slujește, da. Da. Toți avem o slujire, ca să zic așa, în biserică. Diaconițe, și adaug la dumneavoastră, erau slujitoarele, îl slujeau pe Dumnezeu. În diverse moduri, inclusiv în relația cu ceilalți membri ai bisericii. Exact. Cei săraci, bătrâni, suferinți și așa mai departe. Da. Aproape categoriile sociale care sunt și acum, pentru că femeia în biserică se ocupă foarte mult de partea socială. Cred că acum puțin s-a scindat această idee, pentru că diaconița Olimpiada devine monahie la un moment dat. Cred, așa în prezent, cred că monahiile au rolul lor. E cu totul altceva, asta, sigur. Și femeile din biserică prind altă zonă și împreună oarecum ar fi fost cumva, dacă aș putea să spun așa, ca o diaconiță la început. Da. Această diaconiță e foarte important că ați precizat cadrul. M-a interesat în primul rând ca exact căutarea ei, ca această căutare și încercare pe care eu am identificat-o oarecum cu trăirile... Era o femeie care își punea întrebări asta vreau profunde. Să spun. Asta cumva avea o legătură cu mine, știți? Pentru că, mai ales dacă ești realizator, încerci să propui ceva care să te reprezinte. Nu spui, poți să propui ideal ceva să nu te reprezinte. Tocmai că mi-am luat acest drept, dacă aș putea să spun prin opțiunea mea, de a propune totuși ceea ce îmi doresc. Și atunci, această diaconiță Olimpiada m-a interesat ca drum, ca evoluție, ca și căutare, ca transformare și, în final, ca sfințire a ei, a vieții ei. Mai jucați încă acest spectacol? Încă se joacă. Chiar am fost acum de curând la Buzău și l-am important jucat. Iar cei care doresc să afle când jucați și unde, cum se pot informa? Asta, în general, facem toată publicitatea aceasta pe Trinitas, pe radio în principal, dar și pe televiziune, și pe companie, pe site-ul companiei, pe Facebook se anunță. Am înțeles. Deci există mijloacele acestea moderne. Să trecem mai departe, pentru că timpul ne presează. Da. Alte spectacole importante pe care încă mai pot fi văzute. Și chiar se joacă în continuare. Am mai avut după aceea, de la textul, că n-am precizat exact, Sfântul Ioan Gură de Aur, scriind acest text și trimițind aceste scrisori, pe ea o întăresc și o ajută să trăiască în continuare în absența lui, pentru că ea îl slujise în Constantinopol pe Sfântul Ioan Gură de Aur, el plecat în exil, are această corespondență, pentru că este foarte important să precizez mai mult aici la acest spectacol, pentru că este o persoană, ca și noi, aflată într-o stare de boală sufletească. Deci un om bolnav sufletește, pentru că suntem noi și noi suntem asta, cu toții. Suntem bolnavi. Asta vreau să toți suntem bolnavi sufletește. Dar și avem șansa vindecării. Asta, a vindecării. Duhovnicești. Absolut. Și prin aceste sfaturi, și sigur că adăugând spovedania, împărtășania, ceea ce este și la îndemâna noastră, se însănătoșește sufletul și ca atare se însănătoșește și sufletul și trupul și ele merg mână în mână. Am vrut să precizez asta pentru că este un lucru foarte important că un text al Sfântului Ioan Gură de Aur se transformă în scenariu de teatru. Deci aia a fost cea mai mare și a mea, și îmi doream, am venit cu ideea, dar a fost marea mea surpriză că chiar se întâmplă în momentul în care a ieșit. Este un lucru extraordinar. Da, adică să vii cu Sfântul Ioan Gură de Aur transformat în scenariu. După care am continuat ideea aceasta de texte a unor importanți părinți și am creat scenariu după Sfântul Nicolae Belimirovici, Rugăciuni pe malul lacului, transformat și luând titlul de Vorbim cu tine, Doamne. Din nou este un personaj
care, sigur că am extras din această carte, de fapt este o carte, cele mai importante idei ale Sfântului, transformate și preluate de un personaj care le emite, propriu zis, către ceilalți, ca ceilalți spectatorii să extragă de acolo ceea ce interesează și ce ajută. După aceea am creat un spectacol de poezie cu muzică psaltică, stihuri și cântări, care s-a jucat și acum de curând l-am jucat, împreună cu Tommy Cristin și cu Magda Catone. Și grupurile sunt diferite, adică de la un grup saltic, după ce am avut, a fost preluată o parte de APOR, de Asociația Părinților pentru Ora de Religie. Și am mers în foarte multe locuri, în biserici, în alte spații, în care am făcut această îmbinare între actorii profesioniști și tineri și, copii. Ideal mi s-ar părea ca spectacolele acestea ale dumneavoastră, tocmai pentru că aduc ceva absolut nou, cum nu poți întâlni pe nicio scenă a teatrelor din România, să merite găzduirea în săli de teatru consacrate. Așa ar fi foarte frumos. Da. De exemplu, mă gândeam la stihuri și cântări psaltice. Câți dintre cei care ne urmăresc acum merg neapărat duminica la biserică? Să sperăm că cei mai mulți, dar sunt și foarte mulți care n-au venit în contact încă cu aceste bijuterii muzicale care sunt cântările psaltice și pot, iată, să participe măcar în calitate de spectator la o piesă de teatru. Exact. De aceea să știți că am simțit lucrul acesta pe parcurs. Și am venit după aceea cu Brâncoveanu și Vireanu, iubire de biserică și neam, unde vorbim despre cele două personalități. Asta chiar în anul Brâncoveanu, chiar, așa? Din păcate, nu în anul Brâncoveanu, ci anul trecut l-am avut. Da. Dar după părerea mea, că atunci a fost contextul necesar, eram preocupată de a aduce pe Maria Brâncoveanu. Asta m-a interesat foarte mult, să vorbesc despre Maria Brâncoveanu, despre o femeie Una dintre cele mai luminoase figuri feminine din istoria românilor. Absolut. Și de ce m-a interesat? Vedeți că am selectat așa în general din ce am citit personaje foarte puternice feminine, să arăt că este posibil să fii o femeie cu caracter într-o societate care poate să fie bolnavă. O femeie puternică, exact datorită caracterului său. Exact. Maria Brâncoveanu, vreau să știu și încercam să înțeleg prin text, la măsura în care am reușit să facem rost de un text, să găsim colaborare, să creem acest text din această dorință și perspectiva Mariei Brâncoveanu. Asta a fost marea mea dorință. Să înțelegem, măcar să transmitem, să incităm în a înțelege, măcar prin imaginație, ce a simțit o femeie care își pierde toți băieții și soțul. Adică ce se întâmplă și cum supraviețuiește. Mod. Exact. Foarte mult mai interesant. Și cum supraviețuiește? Cum supraviețuiești decapitării celor mai dragi persoane din viața ta. Adică ce forță ai? Ce îți dă ție putere să supraviețuiești? Și am pornit luând cumva povestea de la final, unde ea trăiește ultima parte din viață la surpatele, la mânăstire. Și are una cea dintre mai ctitoriile ei. Da, este, după părerea mea, pentru ea este partea de confundare totală sau de trăire maximă a apropierii de Dumnezeu. Pentru că ea, toată familia, fusese o familie creștină, deci care trăise în cuvântul lui Dumnezeu toată viața. Și la o asemenea încercare, cum reziști ca apoi să te desăvârșești în mănăstire? Această frumoasă ctitorie, Mănăstirea Surpatele, poate fi vizitată în județul Vâlcea, foarte aproape de orașul Râmnicu-Vâlcea. Da. Îmi doresc foarte mult, tocmai pentru că este o poveste atât de vie, după părerea mea, că asta n-am făcut-o în anul Brâncoveanu, piesa, pentru că mie mi se pare o poveste continuă. Deci Brâncoveanu, absolut, familia Brâncoveanu, mi se pare... E vorba de modele perene. Exact. Indiferent când. Și îmi doresc din tot sufletul ca această piesă, care de altfel are și o distribuție foarte amplă, cu actori foarte mari, să ajungă la cât mai mulți oameni în țară, pentru că este hrănitoare, pur și simplu întăritoare, și într-o asemenea societate să vorbim de o familie și de un tată care a putut să spună: copilul tău pune capul pe butuc. Iar copilul să zică da. Chiar dacă a avut un moment de slăbiciune, nu poți să spui da, tu, și tu copilul,
Dacă n-ai avut o educație continuă din copilărie, atât de clară, în care să ai această capacitate să zici da. Iar părintele să zică, fă acest lucru. E o probă mai mult decât tulburătoare de credință profundă. Și de cum ar trebui, pentru că asta vreau eu să transmit prin aceste spectacole, cum ar trebui să fim? Și că este posibil. Deci putem să trăim așa. Ca apoi să continui descrierea acestor spectacole, ca anul acesta... Un an dedicat de Patriarhia Română apărătorilor ortodoxiei în temnițele comuniste și venim, v-ați gândit exact. Să puneți în lumină inclusiv aceste modele de credință și caracteriale, desigur, care au fost acești oameni care și-au continuând, dat viața după cum vedeți, începuturile, exact, și venind acum cu un alt exemplu de model. Cum se numește această piesă? Candele nestinse, mărturii din închisorile comuniste. Candele nestinse. Da. E o aluzie metaforică la sufletele da, lor? Da, pentru că sunt niște candele. Deci ei sunt... Care încă ard, care pentru, ard noi. Pentru noi. Și sigur că povestea lor, ea este, v-am zis, ca alegere, este o alegere de model. Ea corespunde însă și cu o pagină de istorie, foarte importantă, și această dorință de a veni cu acest proiect a fost determinat de anul dedicat și dedicat lor de biserică, dar și dorinței noastre de a vorbi despre o perioadă foarte aspră în care am avut oameni care s-au manifestat potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că ei au trăit într-un fel în aceste închisori comuniste și legătura lor le-a fost, cred, cu Dumnezeu spre desăvârșire. Pentru că viața lor, faptul că fiecare om, de fapt, avem o cruce, fiecare are o cruce în lumea aceasta, unuia i s-a dat în felul acela. Dumnezeu a îngăduit această modalitate. Dar noi, cei care trăim în prezent, avem obligația de a veni cu asemenea exemple acestea, să zicem, din închisorile comuniste. Dar nu numai aceasta, cum am spus mai devreme, Brâncoveanu. Sunt atâtea modele, atâtea personalități excepționale. Neglijate, din păcate, asta în zona teatrului și a filmului. Exact. Nimeni. Și, dar să știți că în alte cinematografii, mai ales în cinematografia rusă și în teatrul rus, există chiar există clădire de teatru creștin. Există și există filmele creștine care s-au dezvoltat foarte mult în timp. Și numai la noi nu există această formă. Eu am venit, v-am spus, nu că sunt creatoare de nu știu ce. Eu am dorit, așa am simțit eu, pentru că nu regăseam în teatru, exact cum a spus dumneavoastră, aceste modele. Oameni cu asemenea caractere care să aducă ceva, să ne spună ceva, să ne transmită ceva. Cred că știm și de ce nu prea se regăsesc. Există această prejudecată și în literatură și, evident, în alte zone artistice, că binele este destul de monoton, că nu atrage, că nu e spectaculos. În general, răul și în literatură, personajele care întrupează răul, personajele malefice, și în pictură și în teatru în general, sunt privilegiate, culmea, exact personajele, ca să spun așa, nocive cumva. Sigur că se poate interpreta la nivelul unei exorcizări a răului în felul acesta, în cheie artistică, dar într-adevăr sunt neglijate exact aceste modele, aceste superbe întrupări ale binelui și ale virtuților în unii oameni. Da, pentru că, sigur, sună... Știți ce se întâmplă? Personajele negative, apropo de partea asta de teatru-film, sunt mai interesante pentru că sunt, din punct de vedere artistic, sunt mai ofertante. Exact. Răul e mai ofertant, mai ușor, ca să zic mai ofertant, așa. Mai ușor de redat și există multe modalități de a reda și da, tu, dar ca aici actor, ne jucăm cu focul. Asta vreau să spun. Ca actor, poți să ai succes, cum s-ar spune. Da. Dar ce am făcut cu asta? Ce am transmis? Pentru că în felul acesta, în felul acesta eu mi-am pierdut scopul, eu actorul, pentru că eu actorul, din punctul meu de vedere, am venit pe scenă, trebuie să transmit ceva care să-i folosească actorul omului. Cu conștiință. Cu conștiință. Adaug imediat sau mai ales cu un alt grad de conștiință. Dacă nu, din punctul meu de vedere, dacă nu transmit ceva celuilalt care să-i dea un sentiment de bine, de frumos,
nu văd rostul meu, mi-am pierdut scopul. Pentru că, după părerea mea, și așa consider, așa cred, și din fericire, chiar se am acest feedback de la cei care au privit anii aceștia aceste spectacole, că există această nevoie, pentru că, după părerea mea, este teatrul creștin, teatrul conținut, teatrul, să zicem, de model, ca să fie mai, să nu sune atât de teatrul care creștin, privilegiază ca binele. Exact, binele, îl îmbracă, mi se pare, să zicem, hrănitor. Și necesar. Hrănitor pentru suflet, să zicem, construiește caractere. Și de aceea binele, în sensul acesta, nu este plictisitor. Și dacă eu ca actor mi-am pierdut scopul și zic să fiu doar actor sau să fiu actriță bună și prin ceea ce joc eu nu reușesc să transmit esență, eu nu mai exist ca actor din punctul meu de vedere. Ați transmis un mesaj cu totul convingător, doamna Calciu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Practic ați oferit o mărturisire de credință și artistică și morală în același timp. Este exact ce faceți și pe scenă, din câte știu, și am avut privilegiul acesta și eu să cunosc mai multe din ceea ce faceți. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă doresc, evident, foarte mult succes în continuare, întrucât ce aduceți dumneavoastră e sau poate fi considerat a fi o noutate, ținând cont de contextul care ne înconjoară. Piese ca ale dumneavoastră nu pot fi văzute oriunde. Sunteți încă, să spun așa, destul de singulară în această zonă, dar foarte puternică și foarte animată de dorința de a face mai mult. Este extraordinar. Vă felicit și vă mulțumesc mult pentru participarea la acest dialog. Mulțumesc și eu. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția acordată dialogului de astăzi. Vă îndemn să reflectați la noțiunea de teatru creștin, de teatru care aduce în fața noastră modele absolut tulburătoare prin frumusețea lăuntrică pe care o au și să căutați aceste spectacole, nu doar pe cele în care uneori prea rar e vorba despre bine, frumos și adevăr. La revedere!